I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up. Bună ziua, oameni buni! Eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de Sam pe serverul de Bizon. Cel de-al doilea episod pe ziua de astăzi. Mamă, avansez! ce dracu mă, am chemat liftul și... S-a buguit. Se pare că... Da, mă, în acest episod vom discuta ce am uitat să discutăm în episodul trecut. Și anume, nu știu dacă știți, dar acum vreo 2 sau 3 săptămâni, cred, în jur de o lună maxim, s-a făcut un update, iar în update-ul acela s-a adăugat s-a adăugat o nouă misiune. Da, la un nou caracter și anume OG Lock. Am spus în live-ul de ieri că o să facem astăzi o misiune, dar având în vedere că live-ul a fost un mare fail, da, n-am apucat să facă live și o să fac aici. Acum faci iar spune și cum nu știu. Bun. Dar chiar bă, avem și colegi noi la admin. O grămadă, o să pe Claudius, Itani, Dani, Dea și Kira. Mă rog. Hai să vedem ce să luăm până la OG Lock. Ce dacă mi apare ce că este ocupat, dar nu este ocupat. Să vedem, merge cu Vodou. Hai să mergem cu Remington. Da. Bă, misiunea este una destul de simplă. Tot ce trebuie să faci este să dansezi. Cred că mai mult de 3 minute, 2-3 minute nu durează. Iar premiul la ea 5 mission points-uri și 15k sau 20k, nu mai știu exact câți bani. Dar știu că 5 mission points-uri sigur îți dă. În acest episod vom face și task-urile. Sper să fie niște task-uri pe care o să pot să le fac. Adică să nu-mi dea gen participă la un rob sau mai știu eu ce, pentru că nu vreau să dau un rob. N-am mai dat un rob, cred că de vreo 5 luni sau ceva de genul, sau 6. Și da. Ia să văd ce reporturi sunt. Pot face nimeni să pun vehicule premium. Da. Pot primi clear PP. Nu. Doar dacă domnesc poți. Da, sau dacă joci, mă rog. Ce mă, m-am bușit? Da, m-am bușit, da, să dacă m-am bușit. Bă, dar stai mă, că eu așa o aveam tunată? Să-mi bag piciorul. Da, mă, așa o aveam tunată. Sau mi-a tunat-o altcineva. Eu parcă nu aveam căcaturile astea de cranică. În fine, mai contează acum. Se vede că nu prea am mai intrat în jocul. Ia să văd mă de curiozitate acum că filmez câte FPS-uri am. 67 cam așa, depinde acum de locație, depinde câți jucători, câte vehicule, câte chestii sunt pe lângă. Hai că filmează-i bine. Ia stea să văd ceva. Bun. Hai să vedem. Da mă, deci aici este locația la OG Lock. Știți că la misiunea a doua, la Rider, după ce omorâți cel care vă amenință cu arma, cu sniperul, așa, camera se mută pe caracterul acesta, OG Lock, și scria ceva de genul to be continued. Da. Hai că-ți face și misiunea. Tot ce trebuie să faceți, să apăsați F sau Enter și vă bagă în misiune, vă zice câte ceva și după apăsați Y de la Yes ca să începeți misiunea respectivă. Bun, și vă duceți aici frumos și o să începem să dansăm în câteva secunde, adică 3 secunde, nu? Un countdown ceva este și după aia... Bun. Așa. Apropo,
dedic acest dans sărbătoriților. La mulți ani celor cu numele de Andrei și Andreea. Bă. Sper să fac. Trebuie să faci 80% minim ca să poți să treci misiunea. Iar eu se pare că am puțin lag. De obicei când sunt acasă fac 100%. Adică este destul de simplu, dar depinde acum dacă ai lag. Bun. Aoleu, am făcut 105.0%. Perfect. Down. Când mi-a dat, cred că, da, cred că 10k mi-a dat. Sau 15, în fine, n-am văzut câți bani aveam. 5.000 și am points. Bun. Acum vom merge până la... Să luăm testurile. La Cătălin. Bun. Nu știu de ce dracu am lag pe acolo. În fine. Așa. Bă, ce cauți aici, mă? Trebuia să fie undeva pe aici. Fail. Da. Regala la cineva cu mașina pe stel și s-a bucuit și s-a împins mai față, gen. Bun, hai să vedem. Unde? Bă! A. Ce dracu caut aici? Test. Să-mi bag picioarele. Nu stau eu să vând 20 de arme. Bun. Hai că îl facem și pe ăsta. Mergem să luăm mai întâi. Un aparat foto. Ca să facem 5 poze. Și după aceea vom merge până la aeroport să luăm stand play. Ia o pastilă. Portabil. Așa. După aia vom merge până la aeroport să luăm stand play ca să ajungem pe Chile. Bă. Slap 78. De ce dracu nu merge să intru? Ah, clar. Da. Ah, da, mă, uite, contul draperia asta. Este câștigătorul extragere Bison Together. Cu el va trebui să filmez. Văd că m-a băgat în seama, am spus acolo pe clip să mă bage în seama în joc sau pe Facebook. Bă, că este... Da, da. Da, da. Felicitări. Ia zi când ești disponibil. Bun. Mâine ce e, mă? Vineri, sâmbătă, duminică. Cred că... Sâmbătă sau duminică eu aș fi liber, dar cred că și mâine. Mâine pe la ce oră? Da, mă, cred că o să primez mâine cu el. Am mai trebuit să mergem pe Ciliat pentru că nu știu ce dracu a probleme avea magazinate, nu puteam să intru să cumpăr camerele. Mișto la testurile astea, când le termin pe toate, primești parcă 3 respect points-uri. Și când eram la hotel, încercam să fac testurile astea în fiecare zi și primeam 3 respect points-uri și n-am făcut o grămadă. Da, mă, filmez. Da, că nu mă uit pe chat, decât tot așa, când vrei tu, când ai timp. Păi, nu știu, mă, mâine pe la... mâine pe la... Pe la 2. Așa. De unde să știu? Da, un stai așa puțin. Draperio.
Ok, până la un exit să se arăte pe Skype. Bă, o să vorbesc, vorbim mai multe acolo, o să vorbesc că eu mai multe pe Skype dacă e, că acum vreau să mă focusez să nu explodez de acolo. Să ajung și eu pe Chiliad. Da, om. O să facem doar două testuri azi, pentru că nu vreau să fac căcatul ăla cu să vând 20 de arme, pă, nu se merită. Ok. Păi asta să văd dacă mi-a mai scris cineva. Da, nu mai e nimic de bine pe aici. Bun. Așa. Ce se plânge asta, mă, că i-a distrus ăla în mașină? Săracă. Bă, pe aici, nu? Bă, e că vine. Hai, mă, zboară, puiile, zboară. În 24-7 prin San Fierro, ca să nu mai stau să ocolesc pe atâta. Nu vei nimic acum. Cred că știu, dar nu știu dacă este 24-7. În fine. Găsim noi. Facem mai bine. Bă. Cred că pe aici, nu? Uite, dracu, bicicletă, mă. Bă, dar eu de ce mai am atâta HP? Ia, mă rog. Hai să vedem. În 24-7 prin San Fierro să cumpăr niște camere de alea. Da. Aici. Parcă pe aici era, nu mai țin minte exact. Uite, e ăsta de aici, uite. Bă, bă. Ăsta e restaurant. Ba, picioarele. A. Ăsta de aici. Acum ăsta. Nu? Sau ce este? Bă, dar ce treacă, nu pot să intru în business-ul, mă? Bă, ce? Și nebun? De simplu nu am. Nu știu cine... Bă, în fine, bă, picioare. Eu trebuie să dau reload ceva. Dar nici... adică... Uneori nu merge să intru în biz, dar nu știu de la ce este. Ori de la mine, ori de la server. Cam am încercat odată zilele trecute, parcă să intru tot așa, într-un 24-7, eram la Constanța. Și prima dată credeam că e de la net, că na, am de sync, dar n-aveam de sync. Și am dat ori loc și după aia a mers. Și acum văd că iar nu merge, dar nu știu de ce era. Ați văzut că am încercat două business-uri, un 24-7 și celălalt nu știu ce treacă era, dar nici la ăla nu merge. Hai să încerc să văd... Mai e vreunul pe aici sau... Hai, cred că mă omor, mai bine mă omor. Și... Voi merge pe la un 24-7. de pe aproape pe aici, nu știu. Să văd. Că mie că e de la mine sau nu știu. Pe unde era un 24-7, că am uitat. Haide. A, era asta pe aici. Așa. Bun. Play. Hai să vedem. A, mă, că uite, că am putut. Bai. Ăla ori o fi închis, dar nu știu, că dacă era închis, parcă scria asta în dreapta, că este locked. Așa.
Bastet. Hai să vedem că parcă era un troller pe aici, așa, văzut în record. Căutăm pe aici să vedem, poate găsim un troller. Un troller lor. Dar săracul muncește. Este vreo și ăștia. Da, mă, v-am spus în episodul trecut că i-am dat PM lui Bobo în legătură cu un Dion, să-mi cumpăr Dion. Dar faza e că are PM-urile închise. E dezactivat contul lui sau ceva de genul pe forum. Așa că o să aștept o perioadă până va răspunde. Bine, aș putea să-l rog pe Facebook, dar na, nu stau să-l deranjez. Florăcel. Citi Flocărel. Bă, da, am uitat. Ce troll, frate, că am uitat. Bă. Hai că am văzut că e troller pe aici, dar... Nici ăsta. Asta e nasol, că nu știi care este, drag. Și na. Da, nu prea mai am nimic de zis. Ia să vedem, poate folosești un teleport ceva. Dacă e cu minte pe aia. Bă, dar și ăsta pare așa suspect. Lor, cirelul ăsta. Stam pe un nou. Ce aici? Posibil să fiu murul cu ăla de-aia apărut. Asta n-am ce treabă la dealership. Da, la dealership. Da, mă rog. Bă, eu cred că o să închid aici episodul.
Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi. Cu voi a fost Adrian și let's play together. Baftă! I am the God. God. Yo, trap, woo. Nigga, I am the God.